Slăvi să fie Domnul și Hristos a înviat. Bătea o aripă de vânt și noaptea era ca de ghenă. Din vale cu sufletul frânt, o ceată urca spre mormânt și în frunte era Magdalena. Maria cea smulsă din iad, din șapte odgane de moarte, trecea printre strânci ca prin vad și toate păreau ca o carte. Și în toate citea lăcrimând poemul cel scris de curând, cu jilave slove de sânge. Acolo, privirea întorcând, Iisus o privise cum plânge. Acolo căzuse în genunchi. Aici vorbeau heruvimii, aici reazăm de un trunc, vorbise cu milă mulțimii. Maria trecea mai departe și gându-i zbura spre mormânt, dar piatra din pragul ce sfânt, vai, cine o va da la o parte? Bătea o aripă de vânt deasupra cărării deșarte, pe culme, în tainicul loc, vorbeau către ziua ostașii. Dar cât vom mai sta lângă foc până din noi strigoilor pașii? Ehei, păzitor de proroc, e vremea acum să se știe, păzit de străjeri și păceți, Iisus, dătătorul de vieți, n-a fost cu putință să învie. Căci astăzi e ziua a treia și azi, când va fi spre apus, vor strânge bătrânii Iudeea să-L vadă în mormânt pe Iisus. Priviți-L, vor spune rabinii, aici e profetul luminii, apostoli, bătrâni, ucenici, aceasta e ziua învierii și totuși Iisus e aici. Lipsit de puteri și noroc, aici rămâne vorpașii, aici îl vor plânge pârâșii. Astfel, priveghind lângă foc, vorbeau către ziua ostașii. Deodată, un vaier ciudat, un muget, un cloco de ape, porni din adânc depărtat, urcând mereu mai aproape. Copacii ca oamenii beți, porniră cu dealul deodată și piatra, uitând de peceți, cu vuiet căzură sturnată. Săriră cărbunii răsleți cu fulgere frânte și îndată, din besnă, pe lespedea grea, cu chic sclipitor ca o stea, un înger acum se arată. Un înger cu strai ca zăpada înălță o spadă de jar. Ostașii cu fețele var dau busna pe stânci de-a grămadă și grabnic de spaima puterii pieiră ca fumul străjerii. Bătea o aripă de vânt cu dulce parfum de narcise asupra orașului sfânt, o geană de zor răsărise. Maria urca spre mormânt, iar gându-i zbura mai departe, dar piatra din pragul ce sfânt, vai, cine o va da la o parte? Și ceata se oprește acum, iar inima înceapă să bată. Se adună surorile în drum, acolo, sub stâncă, e fum și piatra cea grea e răsturnată. Lăsând în țărână povara, aleargă femeile în stol și toate sunt albe ca ceara. Mormântul e gol. Se apleacă în hohot Maria și plânge. Vai, unde l-au pus? Ori n-are un capăt urgia ce tot mai lovește în Iisus? Cum tremură frunza îndâmbravă, se încrâncenă carnea de amar. Deodată, în haine de slavă alături, doi tineri răsar. De ce căutați între morți pe regele gloriei sfinte? Căci iată, negrele porți le-a frânt, cum v-am spus mai înainte. Uimite spre îngeri privesc femeile în rugi frământate și fără de sine pornesc
din bial înspre Sfânta Cetate. Veghind într-un loc tăinuit, apostolii în freamă de teamă, în sarea de zi s-au trezit de un iute și viu ciocănit, în ușă cu druj de aramă. Mormântul, femeile au spus, e gol, pe Domnul luară și nu știm unde l-au pus. Și acolo piolesc pe de sus doi îngeri, dar glasul s-a stins căci toți le priveau cu întristare, iar Toma plângea ca învins. Dar Petru, în mijlocul ușa încins, Ioan a sărit în picioare. Și îndată pe drumuri pustii, sub cer sângerat ca o rană, cei doi străbădură în goană, livezi îngrădite și vii. Cel vârstnic e lac de sudori. Suflarea în piept îi se curmă, rămâne pe coastă în urmă și sus, la mormânt cu fiori, pe pragul cioplit ca o treaptă, Ioan se oprește, așteaptă. Iar Petru curând năvălește, cum cade un fulger pe un trunchi și plin de uimire privește. Fâșiile în albe tipare, întreaga lor formă păstrând, lăsaseră trupul să zboare, din ele cum zboară un gând. În baltă de smirnă și aloie stau pânzele tainic deșarte și strâns obrăzarul deoparte, un hohot de plâns fără voie cu întreaga puterii măsoară. Apostolii cred în Scripturi, învinsă e veșnica moarte, Iisus e stăpân pe natură. Rămase în urmă departe, din nou către Sfântul Mormânt, femeile în valuri, învoalate, veneau prin aripa de vânt. Maria citea ca într-o carte în slovele sângelui sfânt, iar sus, la mormântul pustiu, se opriră pe piatră să plângă. Un abur de nor auriu venea până în prag să se frângă și nimeni pe drum să mai treacă, doar vântul cea die domol. Maria din nou se apleacă în cripta mormântului gol, se uită, de unde să strângi, din besnă măcar o scânteie? Dar uite, se aprind curcubeie, sunt îngeri iarăși. Femeie, ce rană te face să plângi? Eu plâng pentru Domnul Iisus, căci iată străinii luară și nu știu unde l-au dus. Și-un umblet se aude afară, sunt pași ce se apropie blând. E poate, mai știi, grădinarul, femeie ce cauți plângând? Maria tresare ca arsă, își mușcă în inimă teama, își pune sfioasă marama pe fața cea repede întoarsă, ca Iacov fugind de Edom. Ar vrea să alerge orbește, dar parcă un gând o oprește, că doar grădinarul e un om. O inimă cât de haină, cu lacrimi undupleci ușor, de-a scos pe Iisus din grădină. El știe în ce vizuină l-au pus cei trimiși de sobor și parcă vorba senină e un murmur de râu ce te alină când dragoste în suflet ai strâns. Ia curmă și morților somnul, va plânge cu rouri de plâns, nimic nu-i prea mult pentru Domnul. Stăpâne, Maria a spus, de-ai vrut ca să-l duci mai deoparte, arată-mi doar unde l-ai pus. Noi lacrimi și mire am adus ca sfânt să rămâie și în moarte, Mesia Iisus. Și omul străin îi răspunde, Maria, iar ea s-a întors. Maria, tot sufletul stors renaște în aceste secunde. E el. Și în fața minunii Maria se aruncă. Rabunii, o, nu mă atinge Maria, căci nu m-am suit la cel bun. Și totuși am vrut să vă spun chiar azi tuturor bucuria, ci du-te la frat să le spui
că astăzi la Tatăl măsui, la Cel ce-a zidit veșnicia. Se uită Mesia zâmbind, Golgota-i un rai de lumină și raiuri în inim se aprind. Femeile în colp se înclină și grabnic la goană se prind. O, cât de bine-i să alergi, să duci bucuria departe, păcate și lacrimi să ștergi prin vestea de dulce iertate. Maria voioasă aleargă, surorile fug necurmat să strige, Iisus a înviat. De atunci, în lumea cea largă, o câte Marii au strigat, câți martori de veste au dat, e viu Salvatorul, trăiește, căci noi eram morți și vrășmași, păziți ca de tainici ostași, iar Domnul din adânca besnă ne-a scos prin pecet și prin stâncă să duce mesajul divin, e viu Salvatorul și încă din cerul de glorie plin ne cheamă, ne iartă. Amin. Slăviți-l Domnul.